Lansarea europeană a celui mai nou telefon de la Asus a avut loc în inima Romei, un decor de vis pentru un terminal axat pe performanță foto. Ladies and gentlemen, please welcome Asus CEO Jerry Shen. Good evening. Thank you for joining us today. Zenfone 4 față de Zenfone 3 este în primul rând o evoluție pentru produsele Asus în România. Vine să moștenească ADN-ul celorlalte produse adresate utilizatorilor și apreciate de utilizatorii din România, cu trei caracteristici importante: raportul preț-fiabilitate și performanță, serviciul facil și rapid, respectiv calitate de brand recunoscut. Zenfone 4 este primul telefon Asus care incorporează nu una, ci două camere. Un wide oarecum obișnuit și un ultra-wide menit să extindă substanțial aria vizuală. De fapt, întreaga serie este centrată pe imagine. Plecând și de la studiile de utilizare pe care le-am făcut, cea mai utilizată funcție a telefonului este funcția de cameră, motiv pentru care am înglobat în Zenfone 4 dual camera pe toate modelele gamei. Zenfone Selfie a venit cu ideea extrem de interesantă de a muta întregul firepower de pe spate pe partea din fața telefonului, pentru ce altceva decât selfie-uri perfecte. Iar 4 Pro, vârful de gamă, vine și el cu două camere, de această dată una wide și una tele, stabilizate optic și extrem de luminoase. Și adevărul este că am avut la greu ce filma și fotografia cu ele. Unde altundeva în lume ai ocazia să vezi o slujbă religioasă acompaniată de fanfară și majorete. Am încercat camerele telefoanelor în cam toate condițiile de care s-ar putea lovi un utilizator cu skill-uri foto obișnuite sau peste medie. Ruine antice, clădiri și sculpturi din perioada Renașterii, soare arzător sau seară în clarobscur mediteranean. Comportamentul a fost unul bun, previzibil, iar acesta din urmă este un real compliment. Camera trebuie să reacționeze așa cum o setezi, așa cum te aștepți. Aplicația default este simplă și intuitivă, înțelege decent condițiile ambientale în modul automat și răspunde conform așteptărilor în modurile manuale. Sigur, poți oricând descărca o aplicație complexă gen Pro Camera pentru a dezlănțui toată puterea acestor camere. Seria Zenfone 4 se descurcă bine și pe partea de motorizare. Procesoarele sunt capabile pe toate modelele. Memoria și stocarea suficiente, iar sistemul de operare a fost pentru prima oară degrevat de numeroasele aplicații mai mult sau mai puțin utile pe care producătorul le preinstala de obicei pe telefoane. Toate acestea se traduc într-o experiență fluidă de utilizare, fără sughițuri sau lag. Deja telefoanele au ajuns la foarte mulți utilizatori. Vorbim de 300-400.000 de utilizatori de Asus Zenfone în România deja. Și desigur, vom dori în următorii ani să extindem acest număr. Designul este un alt punct absolut remarcabil. Suspinăm după camere foto integrate seamless în body-ul telefonului de ani de zile. Asus au integrat în sfârșit pe Zenfone 4 total și perfect camerele în spatele elegant din sticlă. Da, telefonul este din aluminiu și sticlă, slim, elegant și sperăm noi că timpul va demonstra și faptul că este rezistent la șocuri și zgârieturi. România, ca de obicei, e în primul val de lansare în Europa. Produsele sunt deja disponibile, le găsiți pe magazine online. Un eveniment spectaculos într-un oraș de vis pentru un telefon cu nimic mai prejos. Pentru cei interesați de detalii tehnice, există pe canalul nostru de YouTube un hands-on amplu, precum și un review detaliat pe site.